Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Asociația Dăruiește Viață, fondată de doamnele Carmen Uscatu și Oana Gheorgheu, a semnat actele prin care Spitalul pentru Copii Bolnavi de Cancer, construit din donațiile a peste 350.000 de români și sponsorizările a peste 8.000 de companii, a fost în sfârșit predat la cheie statului român. Oana Gheorgheu este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Felicitări! Ne bucurăm alături de voi. Vreau să mai dau numai câteva informații. Deci, costul proiectului, din câte știm noi, dacă am greșit undeva sau dacă greșim undeva, ne spui, 53 de milioane de euro, 20 de milioane au venit de la donațiile românilor, 350.000, cum am mai spus. Cea mai mare sponsorizare din partea Petrom, 10 milioane de euro, 8.000 de companii au donat. Spitalul, 9 niveluri, secții de oncologie, radioterapie, chirurgie, neurochirurgie, dar și cinematograf și loc de joacă pentru copii. Mi se pare că în sfârșit am intrat în mileniul 3. Construcția în mini-studio de radio. Și mini-studio de radio. Uite, poate reușim. Poate facem o dată o emisiune pentru copii de acolo. De ce nu, dacă s-ar putea? Da. Construcția spitalului a început în 2018. Oana Gheorgheu, deci au fost 6 ani incredibili, greu de crezut din multe puncte de vedere. Ce ați învățat din acest proiect? Ce n-ați mai face acum la fel, dacă ar fi să o luați de la zero? Am învățat extrem de multe lucruri și cred că am învățat să facem lucrurile mai bine. Noi construcția am terminat-o în 5 ani, birocrația ne-a prelungit cu vreo 8 luni, să zic așa, vreo 8-10 luni. Și ce vreau să spun e nu doar că am semnat actele, ci că au intrat copiii acolo. Adică de ieri, începând de ieri, spitalul ăsta este funcțional și înseamnă la propriu șanse la viață pentru pacienți. De câți copii? Adică câți copii? Care este capacitatea de tratare acolo? Capacitatea totală este de 140 de paturi, care sunt împărțite pe diferite secții și sunt și spitalizare de zi și ambulator. Ieri erau în spital internat, deci în spitalizare continuă, 50 de copii pe secții. Uh-huh. Și pe oncologie, și pe neurochirurgie, și pe chirurgie. Blocul operator este în această clădire nouă. Marea majoritate a intervențiilor chirurgicale se vor face în acest bloc operator. Întreaga terapie intensivă, de asemenea, este în această nouă clădire. Mi se pare fascinant că este primul spital dedicat copiilor cu astfel de afecțiuni și pentru... Adică este uluitor că totuși la atâția ani după Revoluție și totuși în România nu exista un spital care să fie dedicat copiilor. Copiilor bolnavi de cancer. Nu exista acest tratament multidisciplinar. Noi am început cu a gândi un spital sau o clinică, îi ziceam noi la un moment dat, pentru copii bolnavi de cancer, dar a devenit între timp un proiect mult mai mare. Focusul este pe copiii bolnavi de cancer, dar de fapt spitalul va deservi orice copil care vine și are nevoie de o intervenție chirurgicală și non-oncologică. Exact. Din fericire, cele oncologice nu sunt atât de multe, dar cele non-oncologice sunt multe. Și pe zona de neurochirurgie și pe terapie intensivă, deci este un spital cu focus pe copiii bolnavi de cancer, dar care va ajuta orice copil care are nevoie de spitalizare pe zona de chirurgie. Oana Gheorgheu, te-am întrebat ce n-ați mai face la fel, adică ce ați învățat, de ce ați învățat să vă feriți, dacă ar fi să mai încercați odată? Este foarte greu să te ferești în România de anumite lucruri, pentru că nu știi de unde vin și cum vin. Noi ne-am dorit și cred că asta am învățat, că ne-am dorit un parteneriat cu statul român. Ideea unui parteneriat este că ambii parteneri trebuie să-și dorească asta. Ne dorim foarte mult să nu mai fim într-un permanent război, pentru că este extrem de consumator de energie, este păgubos pentru proiect și pentru toată lumea. Noi am încercat să facem acest parteneriat și am învățat că trebuie poate să depunem mai mult efort în zona asta și să convingem autoritățile de faptul că asta ne-ar face bine tuturor. Pentru că acest proiect a durat 5 ani de zile, construcția, și să construiești în România pare imposibil, dar iată că nu este. Dar în toți anii ăștia am fost într-o permanentă bătălie și o permanentă luptă și trăgând linie la final ne întrebăm de ce. De ce a fost nevoie de această luptă? Uh-huh. Nu e nevoie de ea.
Cred că asta ne-am dorit mai mult, un parteneriat. Dar ce vreau să spun este că le mulțumim din toată inima românilor care au susținut acest proiect. Cu siguranță mulți dintre ei sunt ascultătorii voștri. Da. Și le mulțumim că au rămas alături de noi, indiferent câte lovituri a încercat la un moment dat statul român să dea acestui proiect și să scadă credibilitatea. A contat enorm de mult și fără acest sprijin al presei, al vostru, al oamenilor, nu am fi reușit. Și asta este, cred că, câștigul acestui proiect, faptul că ne-a arătat că împreună putem să facem lucruri extraordinare. Oana, îți mulțumesc. Oana Gheorghiu, fondatoare Asociația Dăruiește Viață. Desigur, îi mulțumim și lui Carmen Uscatu, partenera ta, colega ta, alături de care ați apărut. Alături, cu drag. Să rămâneți alături de noi, pentru că noi vom continua să construim. Oana, să facem un campus medical. Alegeți voi data, ziua, când să facem prima emisiune de acolo și noi venim. Mm-hmm. Vă dăm de veste. Mulțumim tare. Mulțumim și să ne țineți la curent cu noile voastre proiecte. Așteptăm detalii despre campusul medical și vă ținem pumnii și o să fim alături de voi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.